Motivul pentru care sunt complet albastru, nu m-am transformat în ștrum sau ceva, sunt în standul de la Siemens, la IFA 2016, unde am găsit o jucărie mai mult decât deșteaptă. El se numește Mikey și este un asistent personal pentru toate electrocasnicele de la tine din casă. Este un roboțel care poate sta oriunde vrei tu pe masă, este conectat la internet și la el se pot conecta toate electrocasnicele pe care le ai în casă. Bineînțeles, în cazul de față trebuie să fie de la Siemens. Frigiderul, de exemplu, are la interior o cameră web care îți poate oferi o imagine completă a ceea ce mai ai în frigider. Mikey, de asemenea, știe ce produse ai în frigider și dacă s-au terminat sau sunt pe cale de a expira și îți poate face automat o listă de cumpărături. Îți poate spune informații precum vremea, precum ce rețete ai vrea să faci și este conectat chiar și la cuptor, de exemplu. Dacă vrei să-ți pornești, ți-ai pregătit de seara mâncarea și vrei să o pornești să nu se încălzească sau să se facă până ajungi tu acasă, poate face asta pentru tine pe intermediul aplicației. Dimineața, de exemplu, când te trezești, îi poți spune să-ți facă o cafea în 10 minute ca să ai timp să mergi la baie, să te speli pe dinți. Sunt o mulțime de funcții inteligente pe care le poți adăuga, dar momentan este în stadiul de proiect. Ideea este foarte bună și cred că asta este lucrul de care avem nevoie, un asistent care să automatizeze multe din lucrurile pe care le facem și le face să facă puțin viața mai ușoară. Până acum trebuie să spun că este cel mai simpatic robot de acest gen pe care l-am văzut. Poate comunica, se pare, și cu mașina de spălat și cu plita. Și din câte am înțeles, momentan este disponibilă doar funcția pentru cafea. Poți avea, bineînțeles, o aplicație securizată pe tabletă sau pe smartphone în care îi poți trimite comenzi. Și nu știu să vă spun când va fi pe piață într-o versiune completă. Am înțeles că există momentan, dar este limitat.